Sunt profesor Mândița Baias la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare. Astăzi vrem să creăm o școală virtuală pe platforma G Suite. Pentru a crea o școală virtuală, ne vom gândi cum este școala reală. Vom urma pașii pentru a o crea pe platforma G Suite. Accesăm contul Gmail creat pentru instituție. Din matrice, adică cele 9 puncte din colțul din dreapta sus, deschidem aplicațiile Google și accesăm Google Classroom. Aici, la butonul plus, avem ocazia să intrăm într-o clasă gata creată sau să creăm o nouă clasă. Noi am creat de data aceasta clasa Cantemir. Este școala noastră. În câmpul deschis, completăm informații cu privire la clasa creată, numele clasei, subiectul principal al clasei școlii. La butonul Flux vom comunica informații pentru școală. Sunt informații care se pot pierde în timp, pentru că fluxul este mare de informații și atunci acestea coboară din ce în ce mai jos. Uitați aici un tip de informație. Profesorii școlii Cantemir sunt invitați la Consiliul Profesoral. Este afișată ordinea de zi. De asemenea, la secțiunea activitate la curs, classwork, este locul unde vom crea, distribui și organiza sarcini de lucru, întrebări și materiale pentru școală. O școală trăiește prin profesorii ei. Putem invita profesorii în școală creată cu ajutorul butonului People. Profesorii au aceleași drepturi ca și creatorul școlii sau al cursului, dar nu pot șterge cursul, respectiv clasa creată. Întâlnirile cu membrii clasei pot fi programate cu ajutorul calendarului. Aici este un exemplu. Personalul din școală folosește drive-ul clasei. Acesta are rol de bibliotecă. Se regăsesc aici toate compartimentele funcționale ale școlii care pot depozita documente și acestea pot fi accesate de profesori, de director, de secretariat, în funcție de permisiunea primită. Sunt create compartimente și în funcție de acțiunile care au loc într-un an școlar. Spre exemplu, înscrierea la clasa pregătitoare este un moment important într-o școală și informațiile sunt multe, de aceea am creat un compartiment separat. Cabinetul de consiliere școlară este de asemenea un compartiment la care trebuie să aibă acces toți profesorii și unde găsesc informații utile pentru activitatea lor de consiliere și dezvoltare personală. Exemplu de materiale. O școală are un spațiu de păstrare a materialelor didactice pe care profesorul le utilizează la clasă. De aceea am creat acest spațiu numit materiale. În spațiul numit materiale, profesorul poate să păstreze diverse filme, poze, probleme, exerciții, link-uri către materiale utile la clasă. Nu se găsesc în format fizic, ci în format virtual. Oricând pot fi apelate în timpul orelor de curs. De asemenea, într-o școală găsim clase unde se țin cursuri pentru toate disciplinele. Un exemplu aici, disciplina fizică. Vă mulțumesc!